cartea mea este despre un personaj puțin ciudat pentru România, dar aș spune că și pentru Europa, pentru că este o femeie, în primul rând, agorafobă. Cum am ieșit din baie și am auzit glasul străin, nebunia s-a instalat din nou. Roman Pălciz românesc, când un detectiv este nevoit să rezolve o crimă de la 600 de kilometri distanță, în propriul ei apartament, pentru că este frică să iasă afar din casă. Pielea mi s-a încrețit, iar picioarele nu voiau să mai pornească spre camera principală. Mă durea în capul pieptului, iar în mintea mea se auzea un singur glas. Iar Iolanda Știranu îi va impresiona. Dacă ea impresiona pe român, sunt sigură că va impresiona pe oricine.